Iar acum am să dau cuvântul directorului general al companiei private Ecoroma Ambalaje, care este inițiatorul acestui proiect. Mulțumesc încă o dată și bine ați venit! Bună ziua tuturor! Mă bucur încă o dată și vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Și acest cadru minunat, special definit de istoria naturii și a științei, un cadru adecvat în care Ecoroma Ambalaje s-a gândit să acorde premiile pentru ediția a treia a proiectului Eco-Olimpiada. La acest proiect Eco-Olimpiada au participat peste 9.000 de elevi din clasele primare, a treia și a patra, împreună cu peste 350 de cadre didactice pe care dânșii îi coordonează pe elevi. Acest proiect s-a derulat la cea de-a treia ediție, pe un areal de mai mult de 28 de județe ale țării. Sigur, acest proiect are la bază elaborarea de către elevi a unor compuneri care să trateze colectarea separată, protecția mediului. Iar comisie din partea membrii, din partea Ministerului Educației, a Ministerului Mediului, care sunt parteneri direcți la acest proiect și Ecoroma Ambalaje, au parcurs toate aceste lucrări și cele mai bune din ele astăzi vor fi premiate. Încă o dată țin să mulțumesc și eu ca cel care, să spunem așa, reprezintă compania Ecoroma Ambalaje, o companie care a adus un pionerat acum 12 ani prin transferul de responsabilitate al tot ceea ce înseamnă ambalaje și deșeuri de ambalaje pe teritoriul României. Sigur, noi, în afară de proiectele educaționale, suntem implicați și în multe alte proiecte, acoperind mai mult de 46% din cantitatea de ambalaje puse pe piața românească. Lucrăm cu peste 460 de autorități locale și, sigur, asta ne onorează, dar în primul rând ne obligă ca în continuare să putem aduce prin performanțele noastre realizarea obiectivelor pe tot ceea ce înseamnă ambalaje și deșeuri de ambalaje. Am onoarea să dau cuvântul în continuare doamnei Carmen Moldovan, președinta Comisiei de Mediu și din Camera Deputaților. Vă mulțumesc frumos! Bună ziua, dragi copii, iubiți părinți, dascăli, dragi colegi și, în ultimul rând, domnule director și întregii echipei pe care o conduceți la Ecoroma Ambalaje. Mă bucur să mă aflu din nou astăzi aici. Este a doua oară când particip la un astfel de eveniment creat de Ecoroma Ambalaje. Este un eveniment care, din punctul meu de vedere, cred că ne va ajuta nu numai pe copiii dumneavoastră, dar ne va ajuta și pe noi, adulții, pentru că cu siguranță, dumneavoastră ca și părinți și ca și mine de altfel, vom învăța de la copiii noștri ce înseamnă să reciclăm și să protejăm în același timp mediul. Vă felicit pentru, încă o dată, pentru acest eveniment, din tot sufletul. De asemenea, aș vrea să mai adaug faptul că am răsfoit, ca și data trecută de altfel, poveștile pe care le-ați scris dumneavoastră copii și vă mărturisesc că dacă anul trecut băiețelul meu era prea mic să-i citesc o astfel de poveste, cu siguranță în acest an
voi putea, într-adevăr, să-i citesc cel puțin una dintre ele și să-l învăț ceea ce m-a învățat pe dumneavoastră acest proiect. Să vă bucurați de premii, cu siguranță asta așteptați în momentul de față, și să țineți tot așa alături de părinții voștri, să-i educați, primul rând, pentru că inclusiv eu am nevoie de o astfel de educație, cum am zis, și părinții voștri au nevoie de asta. Vă mulțumesc încă o dată, să vă bucurați de premii. Mulțumim, doamna deputat. Vom ține cont și generațiile pentru ediția a patra vor încerca să ducă la bun sfârșit din propunerile dumneavoastră. Dau cuvântul doamnei ministru, Graciela Gavrilescu, din partea ca ministru al mediului, minister care întotdeauna mi-a fost partener în acești 15 ani în care ne desfășurăm activitatea și cu care am realizat marea majoritate a proiectelor și a tuturor acțiunilor în care ne-am implicat. Vă rog, doamnă ministru. Doamnă președintă, domnule ministru, domnilor director, stimați și distinși cadre didactice, dragi părinți și minunați copii. Mă bucur că sunt astăzi aici într-un cadru atât de generos, cum este Muzeul Antipa. Sincer, mi-aduc aminte că ultima mea vizită aici a fost când eram în clasa 4-a. Și totuși îndrăgesc acest muzeu și l-aș vedea în fiecare zi dacă s-ar putea. Dar uitați că, dragi copii, astăzi suntem aici să vă premiem pe voi. Și să vă premiem pentru toată munca pe care voi ați depus-o. Pentru toată conștiinciozitatea voastră, pentru modul în care încercați să învățați de la dascării voștri lucruri importante pentru viață, lucruri importante pentru sănătatea voastră, a părinților și a bunicilor voștri. Un lucru important este cum colectăm selectiv, astfel încât noi toți să nu mai producem deșeuri. Se spune așa în toată lumea europeană, deșeul zero. Adică tot ceea ce adunăm în casă, să încercăm să le reciclăm, să fie materie primă pentru un alt produs pe care noi îl folosim și cred că lucrul acesta cu siguranță voi o să puteți să-l realizați. Pentru că sunteți o generație minunată, o generație care vă implicați alături de dascării voștri și față și împreună cu profesorii și cu bunicii și cu copiii voștri, la modul în care să trăim civilizat și sănătos în România și în felul acesta să trăim într-un mediu curat. Un mediu în care ne dorim să avem o viață lungă, lungă, așa cum poate bunicii noștri o au. Și atunci, uitându-mă pe această minunată carte pe care voi ați răsfoit-o cu certitudine, cu ajutorul dascărilor voștri, este că lecțiile acestea sunt extrem de importante. Și sunt importante nu numai pentru voi că sunteți mici și că trebuie să învățăm. Sunt importante ca aceste cărți să le dăm într-un tiraj cât mai mare, inclusiv pentru cei mari, pentru seniori, care trebuie să înțeleagă că modul în care noi colectăm selectiv înseamnă o protecție a mediului asigură. Și mai înseamnă ceva. Înseamnă că voi veți putea să învățați într-adevăr lucruri minunate, dar într-un mediu minunat și curat. Așa cum este acesta de aici, astăzi de la Muzeul Antipa. Eu trebuie să mulțumesc celor care au inițiat acest proiect, Ministerului Educației și, bineînțeles, companie EcoRom, care întotdeauna încearcă, prin tehnologiile pe care le implementează, să aducă un aport comunității. În același timp, mă uitam acum în sală și mi-aduceam aminte de întâlnirea pe care am avut-o săptămâna trecută cu administrațiile publice locale, pe care le-am rugat să fie mult mai implicate și poate că de data aceasta vă veți duce voi la autorități și le veți spune că voi știți deja cum să colectați selectiv și că trebuie să identificați pe străzile dumneavoastră acele tombeloane pe care se scrie hârtie, sticlă, materiale plastice sau alt tip de material, astfel încât să putem cu toții să ducem deșeurile din propria casă în tombeloanele respective.
și sper cât de curând și România să ajungă la deșeu zero. Deci să ducem cât mai puțin gunoi la groapă și produsele respective să poată să se întoarcă la anumiți producători, inclusiv de băuturi răcoritoare, pentru că voi le utilizați cam des, acelea care de multe ori ar trebui să fie numai naturale, dar și acolo se pot duce aceste materiale. Eu vă mulțumesc, vă felicit, o să mă uit cu atenție la tot ceea ce ați scris aici, cred că și eu mai am multe de învățat și eu încerc, la fel ca și voi, să nu pierd absolut nimic și să colectez selectiv și mulțumesc și părinților voștri că sunt extrem de atenți și cred că ați putea să vă faceți un mic ONG. ONG-ul clasei a treia, ca să spunem așa. Din toată țara, toate cele 45 de localități, să putem să facem un mare ONG și să spunem ONG-ul clasei a treia militează pentru colectare selectivă. Eu vă mulțumesc, vă felicit și la anul să vedem ce mai inventăm și ce, cât de mulți pași am făcut. Eu vă mulțumesc, mare drag! Mulțumim mult, doamna ministru, atât pentru cuvintele numai de învărbătare, dar și pentru propunerile pe care le-ați spus astăzi și, sigur, nădăjduim în continuare că Ministerul Mediului este, cum a fost și v-am spus, 12 ani, un partener de încredere al companiei Ecorm Ambalaj. Nu în ultimul rând, aș vrea să dau cuvântul domnului ministru, Sorin Câmpeanu, ministrul Educației și Cercetării. Sigur, ministerul domniei sale este al doilea partener al acestui proiect. Este ministerul care a aprobat introducerea în curicula școlară pentru clasele a treia, ca obiect opțional, învățarea colectării separate a deșeurilor și, sigur, cei care au realizat acest material, respectiv Asociația Română pentru Ambalaje și Mediu, împreună cu cele două ministere, Ministerul Mediului și Ministerul Educației și finanțat de Ecorm Ambalaje, a stat ca obiect nu numai de studiu, dar și de învățământ pentru multe generații de copii de clasa a treia. Domnule ministru, așteptăm și din partea noastră două cuvinte. Dragi copii, voi sunteți actorii principali. Voi sunteți cei mai importanți. Domnul ministru, doamna președinte, domnul director, stimați colegi didactice și dragi părinți. Noi avem datoria cu toții să-i susținem. Să-i susținem în învățarea care trebuie să fie atât formală, învățarea la școală, la clasă, cât și informală și la formală. Celelalte două componente sunt, din păcate, insuficient dezvoltate în învățământul românesc. În adună direct, nu mulțumesc pentru apreciere, dar să spun eu, Ministerul Educației este cel care are o datorie imensă față de acești copii. Are foarte multe lucruri de făcut. Ne manifestăm cu siguranță totala deschidere și instituțională și personal, dacă vreți să spun, ca profesor de Inginerea Mediului, fost decan al unei facultăți de Inginerea Mediului, deci am sensibilități pentru domeniul personal, dar instituțional, indiferent ce va urma, Ministerul Educației acordă maximă susținere acestor proiecte și vă mulțumim pentru, iată, această reușită, sunteți la a treia ediție. Cred că nu e cazul să îi plictisim pe copii cu discursuri complicate și complexe și să vedem primul. Putem trece la cel mai atent. Vă mulțumesc că ne-am făcut. Să mai adaug ceva, apropo de, iertați-mă că revin, dar nu pot să vă spun. Apropo de a veni cu toți de învățat, numai de partea de astăzi dimineață, juniorul meu, deci am și un copil care este în Școala Generală Public, mai mare decât voi, am avut o mică dispută cu el. Am intrat în camera lui și l-am întrebat ce caută atâtea schite, goale și cutii de... De tot. Băuturi. Da. Mi-a explicat, te rog frumos, lasă-le aici,
Așa, deci l-a dus la el în cameră ca să nu existe riscul de a fi aruncat de noi adulții din greșeală, mă rog, sau din obișnuință. Obișnuința asta e lucru mare, deci împreună ar trebui să putem să schimbăm mentalități. Îmi doresc foarte mult acest lucru. Dar cred că am fost exemplu potrivit. Eu însumi, cu disponibilitatea personală către susținerea mediului, totuși eram gata să fac această greșeală. Deci el s-a ascuns în camera palatului ca nu cumva să ne aruncăm noi neselecționate. Apreciez foarte mult la copii acest lucru. Avem nevoie. Mulțumesc, felicitări! Mulțumesc! Mulțumesc mult, domnule ministru, la fel și cuvintele dumneavoastră. Vor fi refugie pentru bunul mers al activității, mai ales pe plan educațional. Și sigur, sperăm, ca și până acum, în sprijin cu nepreocupezit, atât al ministerelor, al ministerului, al ministerului mediului, dar și al organizațiilor care sunt parte din aceste ministere și care, sigur, ne-au adus să fim aici, la această a treia ediție a acestui proiect. Începem premierea. Începem cu locul întâi, elevul Moisescu Dan Ioan și doamnă învățătoare Băluță Anca Elena.